Obiceiurile vechi dispar greu dacă e marție. Tarcea, Dan Tarcea, viceprimarul Clujului. Bună dimineața! Bună dimineața! Am o întrebare înainte de toate, pe care, din partea unui ascultător. Ce se întâmplă cu teii de pe eroilor care au fost împodobiți cu luminiță de Crăciun și se pare că ei în acest moment dau semne de, așa zice ascultătorul, de boală, de a, mă rog, cum că ar fi fost afectați de acele instalații? În primul rând, teii pornesc în vegetație mult mai târziu și nu au niciun fel de problemă. Noi vom lua oricum toate măsurile de siguranță, de fertilizare suplimentară, dacă va fi cazul. Dar gândiți-vă, când se fac tăierile la tei sau la arbor, cu cât se taie mai mult, cu atâta se stimulează să crească în vegetație. Deci faptul că s-a rupt 2-3 crenguțe nu este niciun fel de problemă, pentru că vor fi stimulați ca să crească în vegetație mult mai mult. Vă asigur că nu este niciun fel de problemă cu arborii care sunt pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Astăzi este ședință de Consiliu Local și este propusă spre aprobare declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul aferent lucrării de supraalergire și modernizare a străzii Bună Ziua, un subiect destul de cald la această oră pentru clujenii. Da, este un subiect care are un interes foarte mare și pentru noi și pentru clujeni. Aceasta este doar o altă etapă necesară în vederea exproprierii și pentru a putea să obținem autorizația de construire. Practic, în ședința de Consiliu Local de astăzi se votează mai multe lucruri. Odată, amplasamentul lucrării de utilitate publică, pentru că el a fost trimis la OCPI, a venit înapoi la noi ca și procedură legală și trebuie să fie votat de către Consiliul Local. Se votează de asemenea declanșarea procedurii de expropriere. Se votează astăzi și individuale pe care trebuie să le punem în conturi la cec pentru proprietarii imobilelor și de asemenea se votează și alocarea de la bugetul municipiului Cluj-Napoca a sumei necesare pentru expropriere. Este vorba de 1.337.000 de lei pentru 64 de parcele cu o suprafață totală de 2.381 de metri pătrați. Întregul amplasament are 18.633 de metri pătrați. Aceasta este suprafața totală a străzii Bună Ziua, care va avea o ampriză de 16 metri, va avea 3 benzi pentru mijloacele de transport în comun, 2 piste pentru biciclete și 2 trotuare suficient de largi încât să stimuleze mersul pe jos și plimbările. Pe ambele laturi ale străzii Bună Ziua vor fi plantați arbori cu balot, adică vom vedea o zonă în sfârșit verde pe Bună Ziua, iar pistele de biciclete vor fi suficiente de late astfel încât să poată să circule acolo și copiii și cei care sunt mai în vârstă în condiții depline de siguranță. De asemenea, vor fi stații pentru mijloacele de transport în comun, vor fi parcări pentru taximetre, vor fi și stații de încărcare pentru mașinile electrice. Practic am încercat să prindem absolut toate lucrurile necesare și utile pentru o stradă nou modernizată, iar iluminatul public se va face cu LED. De asemenea, vor fi relocate și utilitățile din zona, astfel încât ele să nu fie pe stradă, ci să fie în zona trotuarelor, astfel încât în condițiile în care trebuie să intervină, să nu mai trebuiască să spargă strada. Trecem mai departe la un alt subiect. Sunt mulți părinți în Cluj, mulți copii care trebuie duși ba la grădinițe, ba la creșe private. Poveste bună pentru o parte din ei, pentru că nu e departe de a fi problema rezolvată, dar e important că se fac pași. Facem pași importanți și în această direcție. După sărbătorile pascale vom da în folosință o creșă care va avea 90 de locuri. Este vorba de o creșă care s-a făcut pe strada Donat. Invit de fapt în data de 23 aprilie între ora 14 și 18 să viziteze noua creșă, căsuța iepurașilor, pentru că va fi ziua porților deschise, iar cei interesați pot să meargă acolo și să viziteze această creșă nouă pe care am reușit să o finalizăm și să o punem să fie în circuitul civil. De asemenea, mai avem în construcție încă o creșă pe strada Grigore Alexandrescu, de asemenea cu 90 de locuri. Sperăm la anul să fie gata și această creșă ca să poată să primească copilașii și de asemenea, avem în validare la ANAP documentația pentru realizarea unei noi creșe pe strada Meziad, extindere creșă 90, iar în prezent la nivelul municipiului Cluj-Napoca avem 1232 de locuri în creșe, bineînțeles fără cele care sunt deja în construcție. Și vor mai fi și alte
Avem un proiect, cea mai mare problemă este identificarea terenurilor pentru construcția de creșe și grădinițe, pentru că marea majoritate a terenurilor nu sunt libere de sarcini, sunt grevate, ori sunt revendicate, ori sunt procese pe rol, dar pe măsură ce identificăm terenul noi, facem și aceste investiții absolut necesare, pentru că Clujul este un oraș dinamic, este un oraș tânăr, este singurul oraș din România care are creștere demografică și atunci trebuie să asigurăm și aceste utilități pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca. Sunt încă multe blocuri care au în fața sau în spatele lor garaje și primăria a început o campanie de demolare a garajelor. Va continua această demolare, această campanie? Care sunt următoarele zone vizate? Da, va continua această procedură. Până în acest moment am demolat peste 500 de garaje. Am început cu zonele unde se vor construi parkinguri. Și avem câteva zone în care nu se construiesc parking, dar am reușit să demolăm garajele și să amenajăm locuri de parcare, de exemplu pe strada Brateș. Va urma strada Parâng, în care suntem de asemenea în procedură. Sunt în verificare peste 50 de amplasamente de garaje la nivelul municipiului Cluj-Napoca, unde le vom putea desfința și vom putea să amenajăm parcări la sol. Procedeul este puțin anevoios, tocmai pentru că avem probleme cu terenurile și trebuie să aducem terenul în starea inițială și nu putem să facem niciun fel de investiție dacă terenul este revendicat sau se află într-un proces. Suntem în fază destul de avansată, vom demola garajele și din zona Titulescu, pentru că zona Titulescu ne dorim să o facem să fie benzi dedicate pentru mijloacele de transport în comun și atunci va trebui să putem oferi niște alternative celor care astăzi își parchează mașina pe Nicolae Titulescu, bineînțeles, care își parchează mașina și au abonament pe Nicolae Titulescu. Există probleme cu parcările? La această oră sunt, eu am înțeles că există niște situații, tot așa din mesajele ascultătorilor, în care persoane care și-au plătit abonamentul sunt sunate cum că aceste abonamente nu mai sunt valabile și că nu mai au loc de parcare acolo. Există astfel de situații? Dacă ele există, cum pot fi rezolvate? Toți cei care au avut locuri de parcare pe Bulevardul Nicolae Titulescu și care au avut abonament, în altă parte nu există așa ceva, nu există nici, ci cel puțin de la primărie nu-i sună nimeni să spună, domnilor, ați avut loc de parcare și acum nu mai aveți. Sigur, sunt anumite zone în care se desfințează locurile de parcare pentru fluidizarea traficului sau pentru a nu încurca anumite zone. Acolo se desfințează pentru că în momentul în care se încheie un contract de parcare, de abonament pentru parcare, el nu este pe o viață. Acolo depinde foarte mult de utilitatea pe care trebuie să o dea primăria municipiului Cluj-Napoca, de aceea ce stabilim în comisiile de investiții. Gândiți-vă ce ar însemna dacă trebuie să lărgim o stradă sau trebuie să facem un acces mai facil la o anumită funcțiune de utilitate publică, la o grădință, la o școală și omul are o parcare acolo și nu vrea să lase locul de parcare. Este atributul primăriei municipiului Cluj-Napoca să înființeze și să desființeze locuri de parcare. Dar nu se întâmplă, tot ce a fost pe Bulevardul Nicolae Titulescu și au avut abonamente de parcare, au fost relocați pe strada Voltaire. În altă parte, nu am informații și nu se întâmplă la nivelul primăriei municipiului Cluj-Napoca astfel de situații. Revenim la ședința de Consiliu Local de astăzi. Ce alte propuneri sunt? Cel mai important proiect pe care îl avem este cel legat de strada Bunăziua. De departe este cel mai important proiect. Este un pas important și sperăm ca în prima jumătate a anului 2019 să putem să și intervenim pe Bunăziua. Mai există încă un proces, un procedeu, de fapt, după ce se votează această hotărâre de Consiliu Local, se face publicarea pe site-ul primăriei municipiului Cluj-Napoca, se notifică cei care trebuie să fie expropriați și au un termen de 30 de zile lucrătoare pentru a face aceste notificări, după care trebuie să mai avem încă o hotărâre de Consiliu Local cu exproprierea efectivă, după care mergem înapoi la oficiul de cadastru ca să putem cadastra și să avem extrasul de carte funciară pentru culoarul de expropriere, după care putem să emitem autorizația de construire și să intrăm efectiv la lucru. Deci cam acestea sunt pașii procedurali pe care trebuie să-i facem pentru a putea intra la să facem această investiție pe strada Bunăziua. Alte proiecte? Săptămâna trecută am discutat despre proiectele de buget pe care și lucrurile pe care ne le propunem să le facem la nivelul primăriei municipiului Cluj-Napoca și am rămas la programele și politicile publice pe care primăria municipiului Cluj-Napoca le va continua și în anul 2019. În primul rând vom continua programul de acordare a burselor pentru elevi. Toți cei care au peste nota 8.50 vor primi burse de la primăria municipiului Cluj-Napoca și din banii clujenilor. Discutăm până în acest moment pe semestru 1 de peste 12.500 de copii care primesc burse. Sunt patru tipuri de categorii de burse. Sunt bursele de performanță, sunt bursele de merit, sunt bursele și bursele pentru persoanele care au nevoi speciale. Cea mai mare bursă este 130 de lei, cea mai mică este 80 de lei pe lună.
De asemenea, vom continua și ajutorul pentru plata chiriei persoanelor singure sau marginalizate sau aflate în risc de marginalizare. Aici primăria alocă 1400 de lei pentru a-și putea găsi o chirie și să iasă din această stare de marginalizare. Sigur, de acolo încolo trebuie să facă dovada că vor putea să-și întrețină și cred că este un lucru benefic ca să putem să-i scoatem din starea de marginalizare. De asemenea, vom continua și programul de asigurare a gratuității pentru transportul în comun, pentru elevi, pentru pensionari, pentru șomeri, pentru elevii din familii defavorizate sau cu nevoi speciale. În acest moment, elevii clujeni beneficiază de gratuitate pe două linii de transport în comun, la fel și pensionarii, pentru că consider că este o modalitate de respect pentru înaintașii noștri, pentru cei care au muncit sâmbăta, care au muncit de multe ori și duminica, ca noi să avem astăzi o țară așa cum avem și de care ne bucurăm în zilele noastre. De asemenea, vom continua programul pentru autobuse școlare dedicate elevilor. Până în acest moment avem 6 autobuse școlare pe 5 rute, care merg la liceele Nicolae Bălcescu și Avramiancu. Vom extinde aceste autobuse școlare cu încă 6, care vor merge în zona Avramiancu. Anul trecut, în 3 luni, au fost transportați peste 12.000 de elevi, ceea ce este un lucru absolut benefic pentru întreaga comunitate și se simte în zona respectivă că nu mai este așa de mare aglomerație în dimineața sau atunci când trebuie să plece copiii înapoi acasă. De asemenea, programul Școală după școală, o nouă șansă pentru copiii defavorizați, va fi un program care va continua. Avem și programul de premii pentru elevii cu performanțe deosebite și acest program va continua. Vom face alocări suplimentare de fonduri de la bugetul local pentru menținerea la același nivel pentru ONG-uri, pentru instituții care desfășoară activități culturale, de tineret și sociale, de asemenea pentru sport, culte, spitalele clujene. Vom continua să facem aceste alocări. Primăria municipiului Cluj-Napoca, legat de spital, are un singur spital în subordine. Este vorba de Spitalul Municipal Clujana, unde facem investiții substanțiale și cred că este unul dintre cele mai moderne spitale care există astăzi la nivelul municipiului Cluj-Napoca. De asemenea, încercăm să acoperim și alte nevoi pe care le au spitalele din Cluj. Fiecare știe nevoile și fac solicitări la primărie și noi le alocăm sume de bani pentru repararea liftului sau pentru un acoperiș sau pentru instrumentar. Am avut și asemenea situații și aș vrea să vă dau un exemplu. La Institutul Inimii am alocat o sumă de bani pentru că li s-au terminat stenturile și a trebuit să alocăm noi bani pentru că am salvat câteva sute de vieți prin banii pe care noi am reușit să-i alocăm la Institutul Inimii, cu toate că acest institut nu este în subordinea primăriei municipiului Cluj-Napoca. De asemenea, vom continua programul de premiere a clujenilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și a celor care au ajuns la 100 de ani. Am participat și am fost la câteva persoane care au împlinit 100 de ani. Cu mare bucurie am văzut că sunt cetățeni ai municipiului nostru și se bucură foarte mult în momentul în care cineva merge să-i viziteze. Programul social alimente pentru persoane defavorizate, de asemenea, va continua. Rechizite pentru copiii din familii defavorizate. De asemenea, vom continua și serviciile stomatologice gratuite pentru clujenii cu venituri reduse. Mai multe despre proiecte, pentru că sunt încă suficiente, vom vorbi săptămâna viitoare, marți, într-o altă zi de marți. Eu sper că nu vă vor opri sărbătorile să veniți în direct la Radio Cluj. Noi vă vom aștepta aici. A fost alături de mine viceprimarul Clujului, Dan Tarcea. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitație. Continuăm matinalul, astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, la mulți ani celor care poartă numele Zaz Kevendrai, este dedicația mea.